Salut, dragi prieteni, bine ați revenit la emisiunea WATRAC de data asta, pentru că ne aflăm cu cel mai mare canal de vehicule comerciale sub 3,5 tone, sau cum ar zice unii 5,5 tone detarate la 3,5 tone, ca să alea pe care le poți conduce cu BU. Evident, nu vorbim de o utilitară tradițională, gen van, dube și alte nebunii, vorbim de un pick-up, un pick-up pe care mulți l-ați văzut pe șosele, mulți nu-l înțelegeți sau... poate nu vreți să-l înțelegeți. În schimb, trebuie spus că în 2023, noi suntem undeva în decembrie, se vede foarte bine, este zăpadă pe jos, din cauza aia testăm un pick-up și nu testăm un SUV, că n-aveai cum să intri pe pământul ăsta cu un SUV. Din cauza asta, în 2023-2024, cea mai bună variantă pentru o tânără familie este să-și cumpere un pick-up. Și un pick-up foarte bun, foarte rezistent, cu un preț corect de achiziție. Mașina de față e undeva la 31.880 de euro TVA inclus, adică un preț de SUV. Bine, într-o variantă standard începând de la, dacă vrei una double cab, te duci undeva la 34.000 de euro și la 34.000 de euro, 34-35.000 de euro, și la 34-35.000 de euro poți să-ți cumperi o mașină care nu are niciun fel de problemă din punct de vedere tehnic, siguranță, calitate de fabricație, consum. Și aici o să venim și o să vă spunem mai multe, că vorbim totuși de un D-Max facelift care concurează cu Ford Ranger și Mitsubishi L200, care din păcate nu prea se mai regăsește, și Toyota Hilux. Bun, deci vorbim de o mașină comercială, o mașină pe care noi o recomandăm pentru că este un best buy în 2024. Na, video sigur o să apară la sfârșitul 2023-2024. Vorbim de D-Max. Și când vorbim de D-Max, în primul rând vorbim de cel mai mare constructor de motoare diesel din lume. Dacă te-ai gândit vreodată că Volkswagen știe să facă dieseluri, te-ai înșelat amarnic. Fanii Opel știu, 1.7 DTI-ul ăla de acum 15-20 de ani. Da, era un motor Isuzu făcut în Ungaria, dacă nu mă înșel, un motor foarte, foarte bun. Bun, D-Max în 2023-2024 a primit un facelift și niște îmbunătățiri de ordin tehnic. Stilistic, mașina o știți, o vedeți pe șosele. În primul rând, de fiecare dată când vorbim de D-Max, vorbim de... este singurul concurent real în Asia pentru Toyota Hilux. Și Toyota Hilux pierde în ultimii ani pentru că are motoare din ce în ce mai proaste. Și voi știți treaba asta. Adică dacă intri pe grupurile de Toyota Hilux din România și o să vezi ultima generație cu celebrul 2.4 și celebrul 2.8, mai nou este și mild hybrid, îți dai seama. Da? Ce probleme tehnice au mașinile alea, deja clienții se plâng, da? În schimb, dacă intri pe grupurile de Isuzu, bă, ăsta e singurul brand în care nu comentează nimeni referitor la absolut nimic. A, da, mai e un trim, mai e un plastic, mai e un scârțit, bă, da, atâta. Deci, din punct de vedere tehnic, mașinile astea sunt bulletproof, cum zicem noi. Deci, în continuare, noi spunem asta de peste 10 ani de zile, cel mai bun pick-up pe care ți-l poți cumpăra în România în ultimii 10 ani de zile este Isuzu D-Max, da? Sub Isuzu D-Max, clasamentul făcut de noi de WATRAC este pe poziția următoare, se clasează Mitsubishi L200, care nu prea mai există pe piață, că nu mai poate fi comandat, japonezii de la Renault, că sunt Mitsubishi, Renault, Dacia, așa Nissan, nu știu ce au făcut, dar mașina nu mai poate fi comandată, cu celebrul 2.4 de generație nouă. Pe locul 3 vine Hilux-ul, care în continuare este o mașină foarte, foarte bună. Și după aia, vreau să zicem, Nissan Navara, care nu mai există, de vreo 2 ani de zile, este efectiv un eșec, a fost un eșec comercial pentru că nu au știut să-l promoveze. Și după aia vine Ford Ranger. Deci, din punctul meu de vedere, cel mai slabă comercială de pe piață, la capitolul pick-up, este Ford Ranger. Culmea, cea mai vândută mașină pick-up din România, pentru că are un preț de achiziție foarte bun. Cu ce vine în plus D-Max-ul de față? Este variantă de top. Avem o copertină care acoperă bena, avem bulbarul ăla, e foarte mișto, roll cage-ul ăla în spate. După cum vine să observă, bara a primit niște modificări, avem o chestie aerodinamică foarte mișto acolo pusă. Scrie Isuzu D-Max, avem un cui. Cei de la Isuzu România ne-au spus că mașina tractează 3,5 tone fără niciun fel de problemă și undeva în jur de 1100-1200 de kg în benă. Deci mașina, greutatea ei standard, pui o tonă 100 sau o tonă 200 în benă și tractez 3,5 tone, da? 3,5 tone, adică trebuie să iei în calcul și remorca, da? Vorbind de un LSS, noile niveluri de echipare, vorbind de un tonou Tesser 4 off-road, foarte mișto, este un sistem făcut special pentru D-Max, aici avem o prindere ca să poți să acoperi chestiile astea, să nu ți intre pământ. Bena, după cum bine se observă, se deschide
este capitoala înăuntru, cum v-a zis, este varianta de top, de aici tragi de ea, dar să și închide. Aici avem camera video, care evident că se murdărește când ești în off-road. Ce mă mai putem spune? Tehnic, vorbind de o mașină cu șasiu separat, da? Se vede foarte bine, arcuri în foi se vede foarte bine. Mașina mai are și niște praguri opționale, cum v-am zis, și acum să deschidem capota să vedeți și de ce Isuzu rămâne prima poziție din punctul de vedere. Ok, am deschis capota și când vorbim de Isuzu, de brandul ăsta, cum v-am și zis puțin mai devreme, este cel mai mare producător de motoare diesel de pe fața planetei, da? Iau și brandul Hino în Japonia, adică toate comercialele, cred că până 10 tone, ba nu, cred că și au și de 25 de tone, au camioane. Toate sunt cu motoare Isuzu, da? Ăsta este, cred că este dintre cele mai mici motoare Isuzu, pentru că nu se mai face 1.7 DTU. Este un motor de 1.9 litri, diesel, care are vreo 160 ceva de cai, 360 de Nm, o turbină cu DPF-ul pus, se vede foarte bine, turbina este pusă sus, o chestie mișto. Filtrul de aer este poziționat deasupra farului, deci tu poți să intri cu apă, cam până aici, da? Pentru că filtrul de aer este poziționat sus, două vase, bine, un singur vas de expansiune. Mulți din Europa nu știu ce înseamnă asta. În schimb, fanii mașinilor japoneze și coreene știu. Când crește presiunea în instalația de antigel, ca să nu pierzi antigelul, el curge în al doilea vas, care se umple și el are și el un supraplin la un moment dat. Varianta de față are o singură baterie, se vede foarte bine, o baterie de 69 de amperi. În schimb, acolo mai este loc pentru a doua baterie. Pe anumite piețe, motorul vine cu două baterii. Distribuția este pe lanț, nu se schimbă niciodată. Deci, dacă te-ai gândit vreodată, domnule, vreau să-mi cumpăr și eu un pick-up care să fie fiabil, și m-am gândit la Ford Ranger. Sau la, na, concurența, cum vă ziceam puțin mai devreme, la Toyota Hilux. Ei bine, în realitate, ăsta este cel mai bun motor de pe piață la capitolul diesel. Pentru un pick-up, pentru că este singurul motor care merge 500.000 de km fără să pui cheia pe el, da? Se vede foarte bine cum arată în spate. Evident, DPF-ul ăla scade un pic din rata fiabilității față de prima variantă a lui când a apărut. În schimb, este un motor agricultural, din punctul nostru de vedere. Un motor care trebuie să tragă, trage, face și un pic de gălăgie față de un diesel de turism. În schimb, este un motor care nu are probleme tehnice. Și când Isuzu a făcut treaba asta acum 4 ani de zile, când au lăsat motorul, toată lumea i-a criticat: domnule, stai un pic că punem 1.9 în loc de 2.5 la Twin Turbo, care a fost un motor senzațional. Ei bine, motorul este performant, merge, trage, nu are niciun fel de problemă tehnică. Deci dacă vrei o mașină cu care să nu știu, bine, apeși pe buton, da, aici apeși pe buton și să mergi 500.000 de kilometri și să te uiți la prietenii care și-au luat Ford Ranger și alte nebunii care umblă cu ele prin servisuri și alte probleme de ordin tehnologic. Evident că acolo vorbim de 2.0 EcoBlue, motorul care e pe Ford Transit, și toți știți ce înseamnă 2.0 EcoBlue pe Ford Transit, da? Mai nou, motorul ăla se montează și pe Amarok. Atenție, deci dacă te-ai gândit, domne, mi-au un Volkswagen Amarok 2024, nu, frate, ție, e un Ford Ranger cu sigla Ford, pentru că el e un motor 2.0 diesel de la Ford Transit și 3000 V6 este de la Jaguar Land Rover, deci nu e cazul. Din păcate, Isuzu nu aduce în Europa 3000, 4 în linie care există în Asia și în special în Australia. Ăla era un motor mult mai fiabil decât ăsta, pentru că ăla e un motor de șantier, efectiv, pe care îl găsești și pe camionete, dar au preferat să-l aducă doar 1.9. Un lucru foarte important este cutia de viteze. Acolo pleacă longitudinal o cutie de viteze ISIN, o cutie ISIN cu 6 rapoarte, o cutie care ține 800, cel puțin 800 de Nm și motorul ăsta nu are decât 360. Deci, efectiv, este cutia care se regăsește și pe anumite modele Lexus, RX în America. Deci dacă îți cumperi cel mai scump RX acum, de vreo 100 și ceva de mii de euro, RX 550, dacă nu mă înșel, are un 2.4, nu știu ce, și e cuplat ăla, plug-in hybrid. Și este cuplat la un ISIN cu 6 rapoarte, șoc și groază. Este ISIN-ul ăsta electrificat, ce-i drept, da? Deci Isuzu la un moment dat poate să facă un pas foarte, foarte rapid și să bage ISIN-ul electrificat, și în momentul ăla ai cel mai bun pick-up de pe piață la raport consum, prețuri, costuri și performanțe, că ăla mai vine cu vreo 3 cai în plus. Dar nu e cazul, momentan suntem în segmentul comerciale, deci D-Max-ul rămâne o mașină best buy în 2024, pentru că este ieftină, este cea mai fiabilă și este singura mașină garantată că va ține 300-500.000 de km fără să bagi niciun ban în ea. Și ăsta cred că e cel mai important lucru în
situația asta tragică în care trăim noi acum, în care toată lumea face mașini de unică folosință cu motoare cu 3 cilindri și altene buni. Bun, haideți și la interior. Iată-ne și la interior. Haideți să și pornim. Isuzu, cred că atâtea butonele sunt disponibile pe bord, în caz că se întâmplă ceva, dar nu e cazul că vorbim de un Isuzu. Ce vreau să vă mai arătăm? Avem un LCD acolo care este de dimensiune, de dimensiuni mari. În schimb, trebuie să te conectezi automat la, cum zice, doar la cu telefonul, vreau să zic, cu calculatorul personal. Haideți să vă arătăm ultimii 7,4 km, consum mediu 8,1. Și aici ultimii 109 km, oraș, bară la bară, tragic, ore în șir, da, de stat, 12,4. Deci ăla e consumul real. Ce vreau să vă mai arătăm? Calitatea de fabricație este bună. Avem aici o spumă poliuretanică care imită o cusătură. Mai putem să spunem că nu putem să spunem că este o comercială cu calitate proastă. Nu, este o calitate din ce în ce mai bună. Da, mașina asta trebuie să concureze noul Ranger, noul Amarok, mașini făcute în Africa de Sud, după cum bine știți. Asta e făcută în Thailanda. În schimb, ei au modificat un pic layout-ul, interiorul. Avem varianta de top de față. Avem climatronicul ăsta, nu era așa, nu arăta așa, acum arată așa. Suntem pe nămol, evident suntem for high, și avem și blocabilul activat. Hill descent control nu este cazul. Scaune încălzite, mă scuzați, nu ventilate, o tapiserie din piele bună, deci o mașină calitativ foarte bună. Aici avem oglinda electrocrom clasică, buton SOS. Ce mai avem aici? Suport de ochelari. Mânerele clasice, da, ca să te poți ține când faci off-road, oglinzile de mari dimensiuni, volanul este cu toate comenzile de care te-ai fi așteptat. Ne place faptul că ai stop and start off, deci vrei să faci off-road sau mergi foarte, foarte mult, îi dai off, da, ai farurile automate. E o ciudățenie, la cel puțin am descoperit recent, dacă lași pe auto nu s-aprinde DRL-ul, s-aprinde doar când a aprins farurile. În schimb, noaptea se aprinde în auto. Bun, asta este o chestie, n-am înțeles-o de ce japonezii au făcut-o așa. Pe partea din dreapta ai butonul și cam asta e tot. Deci, la interior, trebuie să vă arătăm și lista de prețuri, că într-un fel ăsta e cel mai important lucru, da? Deci, mașina este furată în ghilimele de rigoare de la partenerii noștri Isuzu Rom Auto, da? De la Ștefan. Mașina pleacă așa, 31.880 de euro, și dacă vreți datele lui, uite, astea sunt datele, îl contactați direct și vă poate pune în... Puteți să cumpărați mașina direct de la el, da? Pleacă de la 1.9 DSL, ăsta însemnând single cab, da? Pleacă de la 31.880 și varianta double cab manual style 36.880. Vrei cutia automată? 37.980. Evident că îți primești un discount și ajunge undeva 37.000 de euro. Nu, 35-36 că iei mașina asta fără nicio problemă. Motor 1.9, 164 de cai la 3600 de rotații pe minut, da? Adică l-auziți, da? Nu este limitat, o chestie foarte mișto. Nu mă așteptam să nu fie limitat. Japonezii nu l-au mai limitat. Motorul este cald, se vede foarte bine că uite, acum are un șoc automat. Din nou, o chestie importantă, pentru că trebuie să-și facă o regenerare. 360 de Nm, între 2000 și 2500 de rotații pe minut. Automata cu 6 trepte, 180 de km viteză maximă, rezervor 76 de litri, culmea, nu 80 ceva cum are concurența, gardă la sol 240 de mm. Haideți să și porim, oprim, pac, ia să vedem acum. Da, a intrat într-un mod regenerare, de-aia este sărit peste sare de 1100 de rotații pe minut. Când o bagi în drive, scade durația, pentru că s-a pornit radio, evident. Când faci pornirea, se pornește radio. Ok, o lăsăm în drive și cam asta e tot. Deci din punct de vedere al transmisiei, vorbim de AC-ul ăsta care este un Best Buy, camera este murdară, cum v-am zis de fiecare dată când vorbești de un pick-up, efectiv camerele, dacă nu sunt puse, cum vedem la anumite modele gen în America, sunt puse undeva sus pe plafon să fie cât de cât protejate. Ai pus-o în benă, s-a terminat, afară este mizerie, nămol, zăpadă, zluată, na, deci n-ai nicio șansă să poți să mergi civilizat. Deci cam asta e toată treaba cu Isuzu. Este o mașină foarte fiabilă, este o mașină
nesportivă, pentru că ea este pusă să fie un warhorse, să meargă pe șantier zi de zi. Are cel mai bun motor din segment. Are un consum decent, v-am arătat ăla-i consumul decent. Nu este un consum mic, atenție, nu vorbim de consumuri mici, că vorbim de mașini foarte, foarte, foarte grele. Hai să vedem greutate la gol, dacă ne spune fișa tehnică. Ar trebui să fie jur de 2 tone. Capacitate, tractare, 3,5, autorizată așa, pac, pac, ampatament. Da, nu ne spune în fișa asta tehnică. Adâncime va de 800 de milimetri. Deci, cum v-am zis, de-aia filtrul de aer este pus sus, adică 80 de centimetri, poți să te duci fără niciun fel de problemă în să treci un râu, pe râu și alte nebunii. Evident, nu vă recomand decât dacă aveți troliu ca să puteți să ieși dacă rămâneți pe acolo. Best Buy, preț bun de achiziție, cea mai bună motorizare din segment, cea mai fiabilă cutie din segment, o rețea de servicii și de dealeri foarte bine pusă la punct, 5 ani garanție, deci nu sunt probleme din punctul ăsta de vedere. Wattrak vă recomandă să cumpărați Isuzu de Max în detrimentul Hilux, Ranger și cine a mai rămas? Cred că Amarok-ul. Da, Amarok-ul. Deși acolo vorbim de niște mașini care sunt duse mult spre șosea, adică sunt niște mașini care sunt duse spre confort, nu neapărat spre performanțe în off-road și pe șantier. Aici ți-ai luat D-Max, ai legat remorca 3 tone jumate, te duci la Timișoara, da? Pe autostradă, pe off-road, unde vrei tu, da? Și mai pui și o tonă 100 în bene ca să fie drumul mai elegant. Bun, mulțumim! Ok, suntem la interior, motorul este un pic turat, se vede foarte, se aude foarte bine. Că l-am turat, a intrat într-un mod de regenerare. Suntem 4 high, se vede foarte bine, suntem 4 high. Suntem pe o suprafață foarte urâtă, iarbă cu nămol și mâl. Deci e maxim istoric, nu poți să ai așa ceva. SP-ul este cuplat, nu facem off-road decât cu SP, facem fără SP doar când chiar nu mai poți să faci nimic. Și atunci cuplezi 4 low. Pleci de pe loc. Mașina are o suspensie foarte confortabilă față de ce te-ai fi așteptat la generațiile vechi, și alea vechi chiar erau un fel de tragedie mexicană, pentru că nu puteai să mergi, adică te zdrângăneau, dădeau cu tine de toți pereții. Nu era un feeling foarte mișto, da? Suntem pe șleauri, mașina este concepută să meargă, uite, preferăm să ne urcăm pe delușorul ăsta mic aici, delușor pe care l-au creat oamenii ca să ocolească bălțile alea, adică să meargă pe iarbă. Greșit, mai bine mergi pe pietriș, că zona era cu pietriș, decât pe iarbă cu nămol când ești cu o mașină mică, da? Când ești cu un tank, da? Cum e acest D-Max, nu ai niciun fel de problemă. Haideți să o accelerăm un pic. Deci suntem în modul 4 high, drumul este... suntem undeva în Ilfov, deci este un drum forestier. Puteți zice, asta e un drum normal de Ilfov. Încerca românii să pună niște pietriș, dar nu e cazul. Haideți să vedem ce putem face. Mult, mult, mult nămol, are niște cauciucuri de nedeteren, cum au zis alții, adică sunt niște învelope de iarnă. Acum apar șleaurile alea mișto cu unde mașina mică rămâne. Acum o să o murdărim, că na, de asta este, suntem la Wattrak. Efectiv, nămol, iarbă, putem să ne urcăm și pe acest, pe talazul ăsta, că vorbim totuși de D-Max. Și cam asta e tot. Un lucru foarte important de spus din punctul meu de vedere, după ce am mers niște sute de kilometri cu mașina, este să țineți cont că pick-up-urile nu sunt SUV-uri. Voi le vedeți în trafic și ziceți, bă, îmi cumpăr un, nu știu, vreau să-mi iau un pick-up că pare impunător, că vezi toți prietenii mei au SUV-uri. Bă, SUV-urile sunt mașini de șosele. Cu SUV-ul nu ieși afară. SUV-ul are costuri de mentenanță, costurile reale, nu știu, 150-200.000 de kilometri, mai mari decât ale unui pick-up. La un pick-up nu schimb niciodată niciun pivot, o bucșă sau absolut nimic. Hai să vedem dacă putem să trecem pe aici sau să vedem dacă putem să întoarcem. Nu, trecem pe aici, suntem pe un dig. Țineți cont, când faceți off-road cu un animal de genul, un ghilimel de rigoare, țineți cont că are 2 tone și foarte mulți sunt surprinși că le pleacă fundul, pentru că e mașina, pick-up-ul de obicei în România merge gol, da? Când e încărcat, atunci ai optimizarea maselor, adică ai 50-50 față-spate. Când e pick-up-ul gol, pleacă spatele, da? Din cauza aia mergem în 4 high, da? Cum revenim un pic la partea de SUV-uri. Toți, domne, îmi iau SUV. Haideți să mă opresc un pic să vă explic. Noi suntem acum în 4 high. Cum o trecem în 2 low? Deci, o pui neutru, deci nu o pui în parking, o pui neutru și ai butonul ăsta de jos, da? Și aici apeși pe el, nu, tragi de el și tu high. Pulpăie în ceas, da? Pulpăie în indicatorul. Și acum, electric s-a decuplat, reductorul a decuplat puntea față. Acum suntem ca un BMW
clasic, ca un BMW tracțiune spate de generație veche, pentru că ne ducem pe șosea. Niciodată nu mergi cu 4Hi pe șosea decât când este zăpadă, gheață sau alte nebunii. Acum o să încercăm să ieșim pe o șosea județeană, evident că zru mașina bine de cazul dacă ai trăit undeva în spate și foarte mulți nici trăiesc în spate, rup mașina, rup SUV-ul în două, da? Din cauza nu vă recomandăm să cumpărați mașini din Ilfov, da? Și acum am plecat, cam așa este comportamentul rutier, acum aruncă pământul, evident că suntem în Ilfov, nu suntem noi de vină că ei nu și-au asfaltat drumurile, deci asta e o problemă de logistică, de infrastructură tipică în Ilfov. 60-70 de km la oră, 1400 de rotații pe minut, ai sinul cu 6 trepte, ține turația jos, pentru că trebuie să ții jos, pentru că mașina mea este sport. Antifonări, că vă ziceam, început să vă zic, este mult mai antifonată generația asta de D-Max decât generația precedentă înainte de facelift. Capitonaje pe capotă, motorul este mult mai bine azmuțit, ca să nu facă scandal cum făcea pe dinainte. Când ieși în exterior dimineața, când pleci la muncă, în special în sezonul rece, unde suntem noi acum, da, este deranj, pentru că este totuși un motor agricultural, este un motor industrial, un motor care trebuie să țină, nu trebuie să fie sune frumos, da? Adică nu trebuie să sune ca la un pick-up de tipic din Europa sau America, că și americanii au V8-urile alea care sunt super silențioase. Deci cam asta e toată treaba, sfatul meu, dacă vreți să vă cumpărați un SUV în jur de 40.000 de euro și nu știți cam ce SUV să vă cumpărați, în schimb ați vrea totuși ceva, o mașină bună, fiabilă și nu vă deranjează dimensiunile, atenție foarte mare aici, vorbeam și de dimensiuni, deci dacă nu vă deranjează dimensiunile, mergeți cu încredere și cumpărați-vă D-Max-ul, pentru că D-Max-ul este safe, este un tank, are șasiu separat, nu schimb pivoți, buc și bielete de direcție timp de 10 ani, nu bagi niciun ban în ele. Nu este o mașină sport, poate nu vrei să ții un SUV să fii sportiv, dacă vrei să fii sportiv îți iei un X5 sau un GLE, nu știu ce, 200 ceva de mii de euro și are un preț de achiziție foarte bun și după 200-300.000 de kilometri mașina asta, eu vă garantez că o vindeți cu 15.000 de euro, adică pierdeți foarte puțin pentru că este un pick-up, da? Și asta trebuie să vă uitați bine, să vă uitați un pic și pe anunțuri, să vedeți cum arată piața de pick-up-uri second hand. Sunt unii nebuni, le vând 300-800.000 de kilometri, le vând cu 10.000, 15.000, mașini care au costat acum 15 ani 20.000, adică e o nebunie. Adică pick-up-ul își păstrează valoarea de revânzare mult mai bine decât un G-Class sau de ce nu chiar și un Ferrari, mulțumim.